Ziua, dragi elevi de clasa a 6-a. Sunt Viorica Oleinic, profesoară de limba și literatură română și vă îndemn să mă urmați cu încredere la o nouă lecție. Am să încep prin a vă povesti o parabolă. Se zice că odată niște copii năstrușnici și isteți au hotărât să pună la încercare înțelepciunea unui bătrân despre care se spunea sau se știa că le rezolvă și le dezleagă pe toate. S-au gândit să prindă în pumn un fluture și să-l întrebe pe înțelept dacă fluturile din pumnul lor este viu sau mort. Se gândeau că dacă bătrânul va spune că fluturile este mort, atunci ei vor desface pumnul să-i arate că este viu. Dacă bătrânul va spune că fluturile este viu, ei vor strânge pumnul pentru a strivi fluturile, arătându-i că acesta e mort. S-au dus în fața bătrânului și au zis: lumea zice că tu le știi pe toate. Vrem să te întrebăm dacă fluturele din pumnul nostru este viu sau mort. Bătrânul s-a uitat la ei cu înțelepciune și le-a zis: răspunsul este în mâinile voastre. Adică urma ca ei să hotărască: fluturile din mâna lor rămâne viu sau acest fluture este omorât. Narațiunea pe care v-am povestit-o este o parabolă. Vorbim astăzi despre parabolă și este, ați observat, o narațiune din care putem deduce o învățătură. Noi hotărâm până la urmă ce se întâmplă. Noi suntem regizorii vieții noastre. De noi depinde un lucru sau alt lucru. Așadar, vorbim astăzi despre parabola adevărata floare. Să procedem. Observați că, drept element decorativ pentru diapozitivele noastre, am selectat o bufniță. De regulă, în cultura universală, bufnița semnifică înțelepciunea, ea simbolizează înțelepciunea. Așadar, fluturile despre care am vorbit, poate fi și el un simbol. Deseori, fluturile este simbolul sufletului. Înțelepciunea și semnificația gândurilor noastre, faptelor noastre, se încheagă, se îngemânează deseori în aceste narațiuni numite parabole. Așadar, cuvintele cheie ale lecției noastre de astăzi sunt narațiune, pentru că parabola este o narațiune, înțelepciune, pentru că e vorba de un text din care învățăm ceva sau care conține înțelepciune, lecție de viață, morală și adevăr. Parabola, de fapt, încheagă în sine un adevăr. În parabolă, din parabolă, descoperim un adevăr. Toate aceste cuvinte definesc noțiunea de parabolă. Să citim textul. Urmăriți-mă, vă rog frumos, cu atenție. Regina din Saba, când a primit vizita lui Solomon, cu care se întrecea în înțelepciune, i-a propus un soi de ghicitoare. L-a dus într-o încăpere a palatului, unde meșterii scusiți umpluseră totul cu flori artificiale. Părea o pajiște minunată, unde felurite flori, care de care mai parfumate și mai colorate, se legănau ușurel, clătinate de o briză tainică. Iată ghicitoarea mea, a spus regina, una dintre aceste flori, doar una, este adevărată. Mi-o poți arăta? Solomon a privit cu băgare de seamă în jur și a scuțit toate simțurile și a pus la încercare toată înțelepciunea și puterea gândului. N-a putut ghici care era floarea adevărată. Cum a sudase din belșug, i-a spus reginei din Saba: căldura din această încăpere este neobișnuită. Poți să-i ceri unuia dintre servitori să deschidă o fereastră? Regina a poruncit să se deschidă o fereastră. Iată floarea cea adevărată, a spus regele după o clipă. Nu avea cum să se înșele. O albină intrată pe fereastră se așezase pe singura floare adevărată. Așadar, personajele centrale ale acestei parabole sunt regina din Saba și regele Solomon. Haideți să vedem împreună cine sunt
acești oameni? Cine sunt aceste persoane? Regina din Saba sau regina din Sheba, îi se mai spune, este o figură biblică, deci pomenită în Biblie, din secolul al X-lea înainte de Hristos, care a venit din Etiopia la curtea regelui Solomon în Ierusalim, auzind de înțelepciunea lui. Am selectat de pe site-ul historia.ro o imagine care ar reprezenta-o pe regina din Saba. Despre Solomon probabil ai auzit, despre judecata lui Solomon, despre înțelepciunea lui Solomon, despre inelul lui Solomon care avea pe două părți opuse două inscripții. Toate trec, va trece și aceasta. Așadar, cine este Solomon? Este un conducător evreu, antic, menționat în scrierile biblice. Este rege al Israelului timp de circa 40 de ani. Asta ar însemna între 971-931 înainte de Hristos. Solomon a avut o domnie intrată în legendă ca prosperă și tihnită. După tradiția biblică, a fost ctitorul sau întemeitorul templului din Ierusalim. I-a rămas proverbială înțelepciunea. Lui Solomon i s-au atribuit cărțile Ecleziastului, Cartea Proverbelor și Cartea Cântarea Cântărilor din Vechiul Testament. Nu se știe cu adevărat despre existența istorică a reginei din Saba, existența ei propriu-zisă este învăluită de mult mister. Dar această prietenie dintre cei doi regi înțelepți sau dintre regină și rege i-a inspirat deseori de-a lungul timpului pe mai mulți oameni de artă și astfel am selectat pentru voi niște imagini care reprezintă de fapt niște picturi murale din secolul 18, din secolul 16, imaginea a doua și chiar din secolul 15. Imaginile acestea toate au în comun faptul că îi reprezintă pe regele Solomon și pe regina Saba la una dintre întâlnirile lor, așa cum ne spune parabola noastră, ei se întreceau în înțelepciune. Așadar, să venim la povestea cuvântului. Notați-vă, vă rog frumos. Cuvântul Solomon este foarte răspândit, cunoscut de fapt în întreaga lume, pentru că Solomon a fost o personalitate istorică. Cuvântul Solomon a dat în limba română verbul a solomoni și solomonar. Hai să vedem ce înseamnă. A solomoni. Observați, în V este abrevierea din dicționar, învechit. Deci e un cuvânt învechit. Înseamnă a supune unor farmece, a lega prin vrăj sau a vrăji, a fermeca. Iar solomonar înseamnă astronom care prevestește vremea și face calendare sau sensul 2, înțelept sau magician, după credințele populare, cu puteri supranaturale care poate provoca sau împiedica diverse fenomene naturale, vrăjitor sau un inițiat. În imagine alăturată, observați o pictură murală foarte veche care îl reprezintă pe un solomonar. Observați că l-are pe un dragon și ăsta este element mitologic, dar solomonarul acesta poartă în mână crucea și ăsta este element deja creștin. Deci, solomonarii în cultura noastră românească veche reprezentau niște inițiați care locuiau în niște peșteri și toată viața o dedicau studiului. De aceea, pentru oamenii de rând, erau văzuți și drept niște vrăjitori. Adevărata floare, așa cum am anunțat, este o parabolă. Haideți să încercăm a argumenta de ce. Apartenența la specie. Așadar, este o parabolă, notați-vă, pentru că este întâi de toate o narațiune. Parabola este o narațiune. O narațiune pentru că implică personaje, îl avem pe regele Solomon și pe regina din Saba și pentru că personajele acestea săvârșesc acțiuni. În parabola aceasta se narează de la persoana a treia. Sunt aspecte ale narațiunii pe care voi le cunoașteți încă din clasa a cincea. Se conturează pentru că personajele săvârșesc niște acțiuni și niște etape ale narațiunii. Știți că acțiunile se desfășoară conform unor etape logice.
Adevărata floare este o parabolă deoarece implică și o morală. Moralei parabolei îi mai spunem învățătură. Să vedem cum începe textul. O poveste arabă ori evreiască se întâlnește în cele două tradiții, înfățișează un alt fel de a găsi adevărul într-o lume a artificialului și a virtualului. Repet, acesta este începutul parabolei care ne deschide ușa spre semnificația ei. Deci în parabolă se va vorbi despre a identifica adevărul într-o lume a artificialului. Și parabola finalizează cu următoarea secvență. Dacă este greu să fii Solomon, spun comentatorii acestei povești, este și mai greu să fii albină. Dar cel mai greu este întotdeauna să fii adevărata floare. Observați că în aceste două secvențe de text pe care le-am selectat, una din începutul parabolei și alta în final, se găsește, în aceste secvențe rezidă morala. Parabola aceasta ne vorbește despre găsirea adevărului și despre cât de greu este să fii albină, pentru că ea a făcut firescul, ea a identificat ceea ce era firesc, natural, într-o încăpere cu flori artificiale. Și mai greu este să-ți păstrezi firescul, să fii tu adevărata floare. Așadar, am încercat până acum să argumentăm că adevărata floare este o parabolă. Ce-ți zice dacă am încercat să construim și o definiție? În colțul de jos al diapozitivului observați bufnița, semnul înțelepciunii. Așadar, ce este parabola? Parabola este o narațiune. Eu am reprezentat ideea de text sau de narațiune printr-o carte deschisă, care implică o morală sau o narațiune din care învățăm un element al înțelepciunii universale. Rețineți acest lucru. Parabola este o narațiune din care desprindem o morală sau o învățătură. Despre semnificația parabolei. Semnificația parabolei, de fapt, este deducerea acestei morale sau deducerea învățăturii. Am vorbit despre simbol la începutul lecției. Am spus că bufnița poate simboliza înțelepciunea, că fluturile poate simboliza sufletul. Bineînțeles că pentru voi cuvântul simbol poate rămâne încă neclar până la capăt, poate este prematur să-l abordăm, dar este o imagine pe care o putem interpreta și altfel. Asta cel puțin ați putea reține. În aceeași ordine de idei, în parabolă, am putea identifica alte două imagini care au semnificație simbolică. Una este albina. În cultura universală, albina semnifică hărnicia, munca, căutarea, iar în parabola noastră, albina a căutat adevărata floare, regalitatea mai semnifică, dar și valoarea. Iar floarea poate semnifica armonia, idealul, dar și puritatea. Așadar, mesajul textului. Ce înțelegem, ce putem deduce, ce învățăminte putem formula după ce am citit textul Adevărata floare? Am putea spune, muncește și caută adevărul. Sau, caută și cercetează pentru a distinge adevărul de minciună, autenticul de fals. Sau, învață să fii înțelept. Sau, încearcă să fii adevărat, onest, sincer și autentic. Am să închei printr-o imagine pe care am proiectat-o și pe primul diapozitiv al lecției noastre. Observați că e vorba de o floare care amintește de mac, dar în același timp este albastră. Vreau să vă întreb, este aceasta o floare adevărată? Sau imaginea este rezultatul unei prelucrări, este rezultatul unui Photoshop? E greu să spunem, de aceea ar fi cazul să deschidem cărțile. Vă deschid secretul. Pe imagine este reprezentată o floare adevărată. E vorba de macul de Himalaya. Spre deosebire de macul pe care îl cunoaștem noi, macul de Himalaya are culoarea albastră. Închei prin a vă spune
și a vă îndemna să încercați de-a lungul întregii vieți să fiți voi adevărata floare, să rămâneți voi înșivă, autentici, fără a vă asuma fețe, roluri, măști care nu vă aparțin. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept la lecția următoare.